Capitolul 18 În seara de vineri, aparatul de radio era pornit în bucătăria casei din Grid Peter Street. Peste tot în lume, oamenii își țineau radiourile deschise, ascultând cu teamă ultimele știri. Era o bucătărie mare cu o masă lungă de pin bine șmirgheluită în centru. Jasper Marei prăja pâine și citea ziarele. Lloyd și Daisy Williams cumpărau toată presa londoneză, precum și câteva publicații de pe continent. Ca membru al parlamentului, pe Lloyd îl interesa politica externă, iar asta încă de pe vremea când lupta în războiul civil din Spania. Jasper frunzărea paginile în căutarea unui motiv de speranță. A doua zi, sâmbătă, urma să aibă loc un marș de protest la Londra asta dacă Londra avea să mai existe a doua zi dimineață. Jasper urma să se afle acolo în calitate de reporter din partea ziarului studențesc St. Julians News. Lui Jasper nu-i prea plăcea să facă reportaje de știri. Lui îi plăceau mai mult editorialele, articolele mai lungi și mai analitice care îngăduiau un plus de fantezie. Spera ca într-o bună zi să lucreze la o revistă sau poate chiar în televiziune. Însă voia mai întâi să ajungă redactor la St. Julians News. Postul venea cu un mic salariu și cu un an sabatic în care își putea întrerupe studiile. Era un post foarte răvnit pentru îi garanta practic studentului o slujbă bună în jurnalism după absolvire. Jasper aplicase pentru acesta, dar îl pierduse în fața lui Sam Keckerbridge. Numele Keckerbridge era celebru în jurnalismul britanic. Tatăl lui Sam era redactor adjunct la The Times, iar unchiul său era un îndrăgit comentator de radio. Avea și o soră tânără la colegiul St. Julian care își făcuse stagiatura la revista Vogue. Jasper bănuia că numele lui Sam și nu abilitatea sa îi asigurase postul. Dar talentul nu era niciodată suficient în Marea Britanie. Bunicul lui Jasper fusese general, iar tatăl său fusese pe cale să urmeze o carieră similară a asta până când făcuse greșeala de a sensura cu o evreică ceea ce îl blocase la gradul de colonel. Sistemul britanic nu ierta niciodată pe cei care încălcau regulile. Jasper auzise că situația era diferită în Statele Unite. Evie Williams se afla în bucătărie cu Jasper stând așezată la masă și pregătind o pancartă pe care scria labele jos de pe Cuba. Evie renunțase la infatoare în prezența lui Jasper ceea ce îl făcea să se simtă mai bine. Fata avea acum 16 ani și era frumoasă într-un mod diafan. Însă era mult prea sobră pentru gustul lui Jasper. Oricine ar fi ieșit cu ea la o întâlnire, ar fi trebuit să îi împărtășească devotamentul pătimaș pe pentru o mulțime de campanii împotriva cruzimii și a nedreptății, de la apărt haidul din Africa de Sud până la experimentele pe animale. Jasper nu era legat de nimic de toate acestea, și oricum el prefera fetele în genul drăgușorului de bib de oricare, chiar și la 13 ani îndrăznise să-i bage limba în gură și să se frece de erecția lui. Sub ochii lui Jasper Evi inscripționă în interiorul literei O din jos simbolul cu patru ramuri al campaniei pentru dezarmare nucleară. Jasper remarcă, Deci sloganul tău susține două cauze idealiste într-una singură. Nu-i nimic idealist în asta, e întoarce ia caustic. Dacă izbucnește războiul la noapte, știi care va fi prima ținta a bombelor nucleare sovietice? Marea Britanie. Și asta pentru că noi avem arme nucleare pe care ei trebuie să le scoată din luptă înainte de a ataca Statele Unite. Nu vor bombarda Norvegia sau Portugalia nici vreo altă țară suficient de rezonabilă pentru a nu se înscrie în competiția nucleară. Toți cei care se gândesc logic la apărarea țării noastre știu că armele nucleare nu ne protejează, ci ne pun în pericol. Jasper nu se așteptase ca marca lui să fie luată atât de în serios, însă Evie îi dăduse un răspuns sever și rigid. Fratele de 14 ani al lui Evie Dave se afla și el la masă, confecționând steaguri cu baneze miniaturale. Folosise o matriță pentru a imprima dungile pe hârtie groasă, și acum prindea hârtia de bucățele de placaj cu un capsator împrumutat. Jasper detesta viața privilegiată a lui Dave, care avea părinți înstărit și comos, dar se străduia din răsputeri să fie prietenos. Câte stegule-ți faci, îl întrebă el? 360, răspunse Dave. Presupun că numărul nu-i întâmplător. Dacă nu ne omoară bombele de la noapte, vreau să le vând mâine la demonstrație cu șase peni bucata. 360 de monede de șase peni fac 180 de șilingi, adică 9 lire sterline, iar ăsta e prețul amplificatorului de chitară pe care vreau să-l cumpăr. Dave avea un fler pentru afaceri. Jasper își amintea de taraba lui cu băuturi răcoritoare de la piesa de teatru la care lucrau cu mare zel adolescenți momiți de Dave cu câte un comision. Însă, Dave nu se descurca deloc la ore fiind printre ultimii elevi din clasă. Asta îl scotea din minți pe tatăl lui, căci în toate celelalte privințe Dave părea să se descurce bine. Lui de la Acuza pe Dave de Lene, însă lui Jasper îi se părea că lucrurile erau mai complicate de atât. Lui Dave îi era greu să priceapă tot ce era pe hârtie. Propriul său scris era oribil plin de greșeli și de litere inversate. Asta îi amintea lui Jasper de cel mai bun prieten al său din școală care nu reușise să interpreteze cântecul școlii, fiindu-i greu să distingă între bălmăjala lui monotonă și melodia intonată de ceilalți băieți. Tot astfel și Dave, care trebuia să facă un efort de concentrare pentru a sesiza diferența dintre literele D și B. Deși își dorea nespus să se ridice la înălțimea așteptărilor părinților să împliniți, nu izbutea nici cum în timp ce își capsa de șase penii rosti fără nicio legătură cu discuția lor. Mamele noastre nu cred că aveau mare lucru în comun atunci când s-au cunoscut. Nu răspunse Jasper. Daisy Peșcov era fata unui gangster rusu american. Eva Rotman era fica unui doctor dintr-o familie evreiască de clasă mijlocie din Berlin trimisă în America pentru a scăpa de naziști. Mama ta a luat-o la ea pe mama mea. Evi, care fusese botezată așa după Eva, adăugă. Mama este pur și simplu foarte bună la suflet. Jasper murmură mai mult pentru sine. Aș vrea să mă trimită și pe mine cineva în America. De ce nu te duci de capul tău? Spuse Evi. Ai putea să le spui să lase în pace poporul cubanez. Lui Jasper nu-i păsa câtuși de puțin de cubanezi. Nu-mi permit. Chiar dacă nu plătea chirie, tot era prea sărac pentru a-și putea cumpăra un bilet spre Statele Unite. În clipa aceea, în cameră intră femeia cea bună la suflet. Daisy Williams era încă atrăgătoare la cei 46 de ani ei săi cu ochii săi mari și albaștri și cu buclele bălaie. Probabil că a fost irezistibilă în tinerețe, se gândi Jasper. În seara aceea se îmbrăcase modest într-o rochie albastră și o jachetă asortată și nu purta bijuterii. Își ascunde bogăția, se gândi Jasper sarcastic pentru a juca mai bine rolul de soție de politician. Avea o siluetă îngrijită, deși nu mai era la fel de suplă ca altădată. Imaginându-și o goală, se gândi că ar fi fost mult mai bună la pat decât fica sa Evi. Daisy ar fi fost ca bip, gata de orice. Era surprins că avea fantezii cu cineva de seama mamei lui. Ce bine că femeile nu puteau citi gândurile bărbaților. Ce tablou frumos! Rostia cu afecțiune. Trei copii lucrând în liniște încă își mai păstrase accentul american deși sfertul de veac petrecut la Londra îl mai atenuase. Se uită mirată la steagurile lui Dave și adăugă. Nu prea te interesează de obicei ce se petrece în lume. O să le vând cu șase penii bucata. Da, ar fi trebuit să mă gândesc că eforturile tale nu au nimic de a face cu pacea mondială. O las pe Evie să se ocupe de pacea mondială. Evie rosti cu însuflețire. Trebuie să-și facă cineva griji și pentru asta. Am putea muri cu toții până să înceapă marșul, știi? Și asta doar pentru că americanii sunt niște ipocriți. Jasper o privi pe Daisy, dar femeia nu părea ofensată. Se obișnuise cu sentințele aspre ale ficei sale. Se mulțumi să observe cu blândețe. Presupun că americanii au fost periați de moarte de rachetele din Cuba. Atunci ar trebui să-și imagineze cum se simt și alții și să-și retragă rachetele din Turcia. Cred că ai dreptate și a fost o greșeală din partea președintelui Kennedy să le amplaseze acolo. Totuși, este o diferență. Noi, cei din Europa, ne-am obișnuit să avem rachete îndreptate asupra noastră de ambele părți ale cortinei de fier. Însă atunci când Hrușciov a trimis în secret rachete în Cuba, a produs o modificare șocantă a status quo-ului. ce drept e drept. Da, dar politica este cu totul altceva în realitate. Uită-te totuși cum se repetă istoria. Fiul meu este asemenea tatălui meu gata oricând să scoată un ban chiar și în pragul celui de-al treilea război mondial. Fica mea este precum unchiul meu bolșevic Grigori mereu hotărât să schimbe lumea. Evi își ridică privirea. Dacă a fost bolșevic, atunci chiar a schimbat lumea. Da, dar oare a schimbat-o în bine? Exact atunci intră Lloyd. Asemenea bărbaților din familia sa, toți mineri și el era scund și lat în numeri. În felul în care mergea era ceva care îi amintea lui Jasper că omul fusese cândva campion de box. Era îmbrăcat de modat într-un costum negru cu o dungă discretă în zigzag și purta o batistă albă de pânză la buzunarul de la piept. Era evident că cei doi intenționau să meargă la un eveniment politic. Draga mea, eu sunt gata dacă ești și tu, îi zise el lui Daisy. Despre ce se va discuta la întrunire, întrebă Evie. Despre Cuba, răspunse tatăl ei. Ce altceva? Îi observă pancarta și adăugă. Văd că tu te-ai lămurit deja în privința asta. Nici nu-i greu, nu-i așa? Replică ea. Poporul cubanez ar trebui lăsat să-și aleagă singur destinul. Nu ăsta e principiul democratic de bază? Jasper simți că urmează o ceartă. În această familie, jumătate din certuri aveau loc pe teme politice. Plictisit de idealismul lui Evi interveni. Hank Remington urmează să cânte Poison Rain mâine în piața Trafalgar. Remington, un irlandez pe care în realitate îl chema Harry Riley, era liderul unui grup de muzică pop numit The Courts. Cântecul era despre precipitațiile radioactive. O, este grozav!" exclamă Evie. Are o minte atât de limpede!" Hank era unul dintre eroii ei. A venit să mă vadă, rostiloid!" Evie schimbă brusc tonul. Și nu mi-ai zis?" Azi a venit." Și ce impresie ți-a făcut?" Este un geniu al clasei muncitoare. Ce voia? Voia să iau cuvântul în camera comunelor și să-l denunț pe președintele Kennedy drept un atâțător de război. Așa ar și trebui să faci. Și ce se întâmplă dacă laburiștii câștigă următoarele alegeri? Să zicem că ajung ministru de externe. Poate că va trebui să merg la Casa Albă și să-i cer președintelui sprijinul pentru o inițiativă de a guvernului laburist, de exemplu pentru o rezoluție la ONU împotriva discriminării rasiale din Africa de Sud. Kennedy și-ar putea aminti cum l-am insultat și mi-ar putea spune să mă duc dracului. Evi insistă. Ar trebui să o faci oricum. Nu prea ajută dacă faci pe cineva instigator la război. Dacă aș fi crezut că asta rezolvă cumva criza actuală, aș fi făcut-o. Însă este o carte pe care o pot juca o singură dată, iar eu prefer să o păstrez pentru o mână câștigătoare. Lui se părea lui Jasper un politician pragmatic. Era de acord cu el. Evie însă nu era. Eu cred că oamenii ar trebui să spună lucrurilor pe nume, spuse ea. Lloyd zâmbi. Sunt mândru că am o asemenea fică. Sper să-ți păstreze această părere tot restul vieții. însă acum trebuie să mă duc și să le explic despre criză susținătorilor mei din Istent. La revedere, copii, zise Daisy. Ne vedem mai târziu. apoi plecară. Cine a câștigat disputa? întrebă Evie. Tatăl tău a câștigat, o se gândi Jasper, ba chiar la pas. însă nu spuse asta cu glas tare. George se întoarse în centrul Washingtonului cuprins de o mare neliniște. Toată lumea pornise de la premisa că invadarea Cubei nu avea cum să nu reușească. Frogurile schimbau total situația. Trupele americane urmau să înfrunte acum arme nucleare tactice. Poate că americanii ar fi câștigat chiar și așa, însă războiul ar fi fost mult mai greu și ar fi costat mai multe vieți, iar rezultatul nu putea fi știut dinainte. Coborât din taxi la Casa Albă și trecu pe la biroul de presă. Maria era la birou. Se bucură să constate că arăta mai bine decât cu trei zile în urmă. Sunt bine, mulțumesc, răspunse ea la întrebarea lui George. El simți cum i se ridică o piatră de pe inimă, însă tot rămase cu sufletul împovărat. Deși se recupera fizic, nu putea ști ce efecte avea aventura amoroasă secretă asupra sufletului ei. Întrucât nu era singură, nu-i puse întrebări mai intime. Alături de ea se afla un tânăr negru într-o jachetă de tuet. Ți-l prezint pe Leopold Montgomery, zise ea. Lucrează la Reuters. A trecut pe aici ca să ia un comunicat de presă. Poți să-mi spui lirosti bărbatul. Cred că nu sunt prea mulți reporteri de culoare la Washington, zise George. Eu sunt singurul, confirmă Lee. George Jax lucrează cu Bobby Kennedy, interveni Maria. Li deveni brusc mai interesat. Și cum e, zise el? E o slujbă grozavă, rostit George, evitând întrebarea. Eu îl consiliez în special pe tema drepturilor civile. Am început să luăm măsuri legale împotriva statelor din Sud care împiedică pe negri să voteze. Dar avem nevoie de o nouă lege a drepturilor civile. Scrie despre asta, frate... Apoi George se întoarse către Maria și adăugă. Nu pot să stau. Mă bucur că te simți mai bine. Lirosti, vin și eu cu tine dacă te duci la Ministerul Justiției. George evita în general compania jurnaliștilor, dar simțea o oarecare camaraderie față de Lee, care încerca să răzbată și el într-un oraș al albilor, întocmai ca George, așa că acceptă. Maria zise, Mulțumesc pentru că ai trecut pe la mine, Lee. Te rog să mă sun dacă ai nevoie de lămuriri în privința acelui comunicat. Sigur că da, răspunse bărbatul. George și Lee ieșiră din clădire și porniră pe Pennsylvania Avenue. Despre ce e vorba în comunicatul tău de presă? Întrebă George. Deși vasele au făcut cale întoarsă, sovieticii încă mai construiesc situri pentru lansarea rachetelor în Cuba și o fac la viteză maximă. George se gândi la fotografiile de recunoaștere aeriană pe care tocmai le văzuse. Era tentat să-i spună lui Lee despre acestea. Iar fi plăcut să-i poată da o mână de ajutor unui tânăr reporter de culoare. Totuși asta ar fi reprezentat o încălcare a securității, așa că și înnăbuși impulsul respectiv. M da, presupun că așa stau lucrurile rostiel pe un ton detașat. Administrația prezidențială nu pare să facă nimic, zise Lee. Ce vrei să spui? Este evidentă ineficiența carantinei, iar președintele nu face nimic altceva. George se simțea atins. Și el făcea parte din administrație, chiar dacă avea un rol mărunt și se simțea acuzat pe nedrept. În discursul său televizat de luni, președintele a explicat că această carantină este doar începutul. Deci va lua și alte măsuri? Este clar că asta a lăsat de înțeles. Bine, bine, dar ce anume va face? George zâmbi realizând că era tras de limbă. Așteaptă și o să vezi rostiel. Când ajunse înapoi la ministerul găsi pe Bobby cât se poate de furios. Nu-i stătea în fire să țipe, să înjure și să arunce cu obiecte prin cameră. Furia lui era rece și înverșunată. Lumea vorbea despre privirile lui înfiorătoare și tăioase. Cine l-a enervat în halul ăsta? îl întrebă George pe Dennis Wilson. Tim Tedder a trimis trei echipe de infiltrare în Cuba fiecare din șase oameni. Și mai sunt și altele pe picior de plecare. Poftim? De ce? Cine le-a zis celor de la CIA să facă asta? Face parte din operațiunea Mangusta și aparent nimeni nu le-a zis să se oprească. Dar ar putea declanșa al treilea război mondial cu prostia lor. Ăsta e și motivul pentru care Bobby este atât de furios. În plus, au trimis o echipă de doi oameni care s arunce în aer o mină de cupru și, din păcate, au pierdut contactul cu aceștia. Deci, cei doi tipi sunt probabil la închisoare, acum schițând planurile secției CIA din Miami pentru sovietici. Da, chiar e momentul nepotrivit pentru așa ceva din foarte multe motive, rosti George. Cuba se pregătește de război. Securitatea lui Castro e bună tot timpul, dar acum cred că se află în stare de alertă maximă. Exact. Bobby se duce la Pentagon la o ședință de a în doar câteva minute și mă aștept să-l facă praf pe teder. George nu-l însoți pe Bobby la Pentagon. Încă nu era invitat la ședințele operațiunii Mangusta. Ceea ce-l mulțumea câtva... Incidentul din La Isabel îl convinsese că întreaga situație era în afara legii și nu voia să mai aibă nimic de a face cu ea. Se așeză la birou, dar descoperi că era greu să se concentreze. Drepturile civile nu mai erau oricum în prim plan. Nimeni nu se mai gândea la egalitate pentru negri în zilele acelea. George simțea că această criză îi scăpa de sub controlul lui Kennedy. Fără să gândească prea mult, președintele ordonase ca Marucla să fie inspectată procedură ce se produsese fără incidente, dar ce avea să se întâmple data viitoare? Acum existau arme nucleare tactice în Cuba. America putea să continue cu planul invaziei, însă prețul plătit putea să fie mult mai mare. Și, ca un element suplimentar de risc, CIA ei juca după propriile reguli. Toată lumea se străduia din răsputeri să detenționeze situația și totuși aceasta escalada în continuare în pofida tuturor eforturilor. Ceva mai târziu în acea după amiază, Bobby reveni de la Pentagon cu un raport telegrafic în mână. Ce dracu mai e și asta? Li se adresă el asistenților. Începu să citească. Ca răspuns la intensificarea campaniei de a construi situri pentru lansarea rachetelor în Cuba, se așteaptă ca președintele Kennedy să acționeze dintr-un moment în altul. Își ridică mâna în aer cu degetul îndreptat spre tavan. Conform unor surse apropiate procurorului general, Bobby își roti privirea prin cameră. Cine a dat din casă? George scăpă un la naiba. Toată lumea se uită la el. Ai ceva să-mi spui, George?" întrebă Bobby. Lui George îi venea să intre în pământ de rușine. Îmi pare rău rosti el. Nu am făcut decât să citesc din discursul președintelui care a afirmat că această carantină este doar începutul. Nu le poți spune asemenea chestii reporterilor. Le-ai dat o știre pe tavă. Da, acum știu și eu, și ai amplificat criza exact atunci când încercam cu toții să o detenționăm. Următoarea știre va specula asupra acțiunii pe care a gândit-o președintele. Apoi, dacă nu face nimic, vor spune că este șovăielnic. Da, domnule. Și oricum, de ce vorbei cu el? Mi-a fost prezentat la Casa Albă și am mers împreună pe Pennsylvania Avenue. Dennis Wilson îl întrebă pe Bobby. E un reportaj de la Reuters? Da, de ce? Probabil că a fost scris de Lee Montgomery. George gemu în sinea lui. Știa ce urma. Wilson făcea în mod intenționat ca incidentul să pară și mai grav. Bobby întrebă. Ce te face să spui asta, Denis? Wilson ezita așa că George răspunse în locul lui. Montgomery este negru. De asta ai vorbit cu el, George? Întrebă Bobby. Nu am vrut să-l trimit la plimbare. Data viitoare așa să faci cu el și cu oricare alt reporter care încearcă să te tragă de limbă indiferent de culoarea lui. George răsuflă ușurat când auzi cuvintele data viitoare. Însemna că nu avea să fie dat afară. Mulțumesc, spuse el. O să țin minte. Ai face bine, rosti Bobby, apoi intră în biroul lui. Ai scăpat bazma curată, remarcă Wilson. Ce noroc pe capul tău! Da, replică George, apoi adăugă sarcastic. Mulțumesc pentru ajutor, Denis. Toată lumea se întoarse la treabă. Lui George încă nu-i venea să creadă că făcuse o asemenea gafă. Turnase gaz pe foc fără să-și propună asta. Încă se simțea deprimat când centrala îi făcu legătura cu Atlanta. Bună, George! Verena Marquand la telefon. Vocea ei îl mai învioră. Ce mai faci?" zise el. Sunt îngrijorată." Da, tu și tot restul lumii." Dr. King m-a rugat să te sunt și să aflu ce se petrece." Probabil știi și tu cât știu și eu, rosti George." Încă nu-și revenise după muștrul lui Ala lui Bobby și nu avea de gând să mai riște o indiscreție. A apărut cam totul în presă. Chiar vom invada Cuba? Numai președintele știe asta. Va izbucni un război nuclear? Nici măcar președintele nu știe asta. Mi-e dor de tine, George. Mi-aș dori să pot sta cu tine și să vorbim. Asta îl surprinse. Nu se cunoscuseră prea bine la Harvard și nu o mai văzuse de jumătate de an. Nu știa că ea apucase să-l îndrăgească într-atât încât să-i fie dor de el. Nu prea știa ce să spună. Ce să-i spun domnului King zise ea apoi. Spune-i... George se opri. Se gândi la toți oamenii din jurul președintelui Kennedy. Generalii înfierbântați care doreau un război chiar atunci, agenții CIA ei care făceau pe James Bond reporterii care se plângeau de lipsă de acțiune în timp ce președintele era precaut. Spune că de situația asta se ocupă cel mai deștept om din Statele Unite și că nu ne putem dori mai mult de atât. Bine, rosti Verena apoi închise. George se întrebă dacă el credea cu adevărat ce zisese și ar fi dorit să-l urască pe Jack Kennedy pentru modul în care o tratase pe Maria. Însă era oare cineva mai potrivit decât Kennedy ca să rezolve criza? Nu. George nu se putea gândi la un alt om care să aibă combinația potrivită de curaj, înțelepciune, cumpătare și calm. Spre sfârșitul după amiezii, Wilson răspunse la telefon și apoi îi informă pe cei din încăpere. O să primim o scrisoare de la Hrușciov. Vine prin departamentul de stat. Cineva întrebă. Și ce zice? Nu mare lucru până acum, răspunse Wilson. Se uită în carnețel și adăugă. Nu am primit-o încă pe toată. Ne amenințați cu un război, dar știți foarte bine că replica noastră v-ar face să experimentați aceleași consecințe. Le-a fost livrată oamenilor de la ambasada noastră din Moscova cu puțin înainte de ora 10 dimineața ora noastră. Ora 10. Observă George. E șase seara acum. De ce durează atât de mult? Wilson răspunse pe un ton condescendent, de parcă ar fi fost plictisit să le tot explice începătorilor procedurile elementare. Oamenii noștri de la Moscova trebuie să traducă scrisoarea în engleză, apoi să o codeze și să o transmită. După ce este primită la Washington, funcționarii de la Departamentul de Stat trebuie să o decripteze și apoi să o dactilografieze. Și fiecare cuvânt trebuie verificat de trei ori înainte ca președintele să acționeze. E un proces anevoios. Mulțumesc, rosti George. Wilson era un ticălos îngânfat, însă știa foarte multe lucruri. Era vineri seară, dar nimeni nu pleca acasă. Mesajul lui Hrușciov sosi pe bucăți. În mod previzibil, partea importantă se afla la final. Dacă Statele Unite se angajau să nu invadeze Cuba, declara Hrușciov, prezența specialiștilor noștri militari nu ar mai fi necesară. Era o propunere de compromis, iar asta era o veste bună. Însă ce însemna oare mai exact? Probabil că sovieticii aveau să-și retragă armele nucleare din Cuba. Nimic altceva nu ar fi fost suficient. Însă puteau oare Statele Unite să se angajeze să nu invadeze niciodată Cuba? Oare ar fi putut președintele Kennedy să ia măcar în considerare o asemenea variantă care practic îi lega mâinile? George presimțea că i-ar fi fost greu să renunțe la orice speranță de înlăturare a lui Castro. Și cum ar fi reacționat restul lumii la o asemenea înțelegere? Ar fi văzut-o ca pe o lovitură de imagine reușită de Hrușciov? Sau ar fi socotit că președintele Kennedy îi forțase pe sovietici să bată în retragere? Oare era o veste bună? George nu se putea hotărâ. Capul chilulga lui Larry Măuinei apăru în ușă. Cuba are arme nucleare de rază scurtă, acum îi anunță el. Știm, spuse George, SIA ei le-a descoperit ieri. Asta înseamnă că trebuie să le avem și noi, continuă lerii. Cum adică? Forța de invazie a Cubei trebuie să fie echipată cu arme nucleare tactice. Chiar trebuie? Firește! Șefii de stat major urmează să solicite asta. Tu ți-ai trimite soldații la luptă mai prost în armați decât inamicul? Avea și el dreptatea lui, realiză George. Însă exista o consecință teribilă. Deci acum orice război cu Cuba trebuie să fie unul nuclear de la bun început. Bineînțeles, răspunse Larry, apoi plecă. Spre sfârșitul zilei, George trecu pe la mama lui. Jackie îi pregăti o cafea și puse în față o farfurie cu fursecuri. El nu lua niciunul. M-am văzut cu Greg ieri, îi zise el. Ce mai face? Ca de obicei. Numai că... Numai că mi-a spus că eu sunt cel mai bun lucru din viața lui. Mmm, pufnia ușor disprețuitor. Ce l-a apucat? Voia să știu cât de mândru este de mine. Măi, măi... Deci încă mai are o fărâmă de decență în el de când nu i-ai mai văzut pe Lev și pe Marga? Jackie își miji ochii suspicioasă. Ce întrebare mai e și asta? Parcă te înțelegei bine cu bunica Marga. Asta pentru că te iubește. Când o persoană îți iubește, copilul te înmoi ușor. Vei afla și tu asta când vei avea copii. Nu ai mai văzut-o de la ceremonia de la Harvard de acum mai bine de un an. Așa este. În weekend nu lucrezi. Clubul este închis sâmbăta și duminica. Când erai mic, trebuia să-mi iau liber în weekend ca să pot avea grijă de tine când nu erai la școală. Prima doamnă i-a dus pe Carolin și pe John Junior la Glen, ora. A, ah, și bănuiesc că tu crezi că ar trebui să mă duc și eu la casa mea de vacanță din Virginia și să petrec câteva zile călărind? Ai putea merge să-i vezi pe Marga și pe Lev la Buffalo. Să mă duc la Bafalo în weekend? Pufnia cu scepticism. O, copile, vinoți în fire! Mi-aș petrece toată sâmbăta în tren la dus și toată duminica la întoarcere. Ai putea lua avionul! Nu-mi permit! Îți cumpăr eu bilet! O, Doamne Dumnezeule! exclamă ea! Crezi că rușii ne vor bombarda weekendul ăsta, nu-i așa? Nu am fost niciodată mai aproape de asta ca acum. Du-te la Bafalo. Ea își goli ceașca, apoi se ridică și se duse la chiuvetă să o spele. După o clipă rostii. Cu tine cum rămâne? Eu trebuie să stau aici și să fac tot posibilul să împiedic acest lucru. Jackie clătină hotărâtă din cap. Nu mă duc la Bafalo. Mi-ai luat o piatră de pe inimă, mamă. Dacă vrei să-ți iei o piatră de pe inimă, roagă-te la Dumnezeu. Știi ce spun arabii? Încrede te în Allah, dar priponește-ți cămila. Mă voi ruga dacă te duci la Bafalo. De unde știi că rușii nu vor bombarda Bafalo? Nu știu sigur, dar bănuiesc că este o țintă secundară. Și s-ar putea să fie în afara razei de acțiune a rachetelor din Cuba. Pentru un avocat nu ți argumentez cazul prea bine. Vorbesc serios, mamă. Și eu răspunse ea. Ești un fiu bun, îți faci griji pentru mama ta. Dar acum, ascultă-mă bine. De la 16 ani mi-am dedicat viața creșterii tale. Dacă tot ce am făcut în viața mea va fi ras într-o explozie nucleară, nu vreau să mai trăiesc după aceea cu gândul acesta. Așa că voi sta unde ești și tu. Fie supraviețuim amândoi, fie murim amândoi. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat cântăia din scriptură. Statele Unite aveau peste 200 de rachete nucleare care puteau lovi Uniunea Sovietică potrivit lui Volodea, Unchiului lui Dimca din serviciul de informații al Armatei Roșii. Americanii credeau că Uniunea Sovietică dispune de jumătate din această capacitate de rachete intercontinentale, susținea Volodea. În realitate, Uniunea Sovietică avea exact 42, iar unele dintre acestea erau vechi când văzu că Statele Unite întârzie să răspundă la oferta de compromis a Uniunii Sovietice, vor ordonă ca și cele mai vechi și nesigure rachete să fie pregătite de lansare. În primele ore ale dimineții de sâmbătă, ca telefonă la poligonul de teste de la Baikonur din Kazahstan. Baza militară de acolo avea două semiorca cu cinci motoare rachete R-7 vechi de tipul celor care pusese răsputnicul pe orbită cu cinci ani în urmă. Acestea erau pregătite pentru lansarea unei sonde spre Marte. DIMCA anulă misiunea spațială. Semiorca se numărau printre cele 42 de rachete intercontinentale de care dispunea Uniunea Sovietică. Era nevoie de ele în al treilea război mondial. Le ordonă oamenilor de știință să echipeze ambele rachete cu focoase nucleare și să le facă plinul. Pregătirea pentru lansare avea să dureze 20 de ore. Rachetele semiorca foloseau un carburant lichid instabil și nu puteau fi ținute în stare de alertă mai mult de o zi. Aveau să fie folosite în weekendul acela sau deloc. Rachetele semiorca explodau adeseori la decolare. Totuși, dacă nu se întâmpla asta, puteau atinge orașul Chicago. Fiecare urma să fie echipată cu o bombă de 2,8 megatone. Dacă vreuna reușea să-și atingă ținta, ar fi distrus totul pe o rază de 11 km de centrul metropolei de la malul lacului până la Wack Park, conform atlasului lui Dimca. După ce se asigură că ofițerul aflat la comandă i-a înțeles ordinele, Dimca se duse la culcare.